Ne-am întors la scaunul fierbinte, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine psiholog Mihaela Gherca, colega mea de același timp de la emisiunea Arta de a fi. Dăm voie să-ți laud puțin emisiunea înainte de a trece la alte discuții, foarte urmărită, foarte apreciată. Ai făcut un an de la lansare, nu? Îți mulțumesc. Nu, urmează. În decembrie, pe 18 decembrie fac un an și recunosc că pregătesc o ediție specială. Recunosc. Țin minte anul trecut când... Oricum. Erai la debut, te-am încurajat atunci. Știam că va ieși ceva. Da, și mulțumesc întregii echipe de altfel și televiziunii Columna, pentru că fără ajutorul lor n-aș fi reușit să duc la bun sfârșit și să ajungem la un an de emisiune. Da, pentru că îmi plac emisiunile tale, te-am invitat să stăm și aici de vorbă, pentru că ai văzut categoriile de public care ne urmăresc. Variază. Într-o oarecare, da, variază. Așa că, de ce nu, și cei care urmăresc emisiunea Scaunul Fierbinte, ar fi bine să afle câteva chestii foarte interesante pe care le-ai spus și mai devreme și pe care o să le aflăm și acum. Pentru că aș vrea să continuăm să vorbim despre problemele cu care adolescenții vin la un psiholog. De cele mai multe ori vin cu părinții de mână sau... din propria inițiativă. Și caută ei liniștea sau refugiul într-un psiholog. Și. Depinde. Sunt situații și situații. Uneori vin ei pentru că își caută răspuns la anumite întrebări. Alteori sunt aduși de părinți pentru că părinții nu se mai înțeleg cu ei și nu înțeleg ce se întâmplă. Și ce se întâmplă, de fapt? Așa cum spuneam la începutul emisiunii, adolescența este o perioadă cu foarte multe schimbări și perioada în care tânărul încearcă să-și identifice imaginea de sine, să vadă cine este și ce va face de acum încolo. Și atunci părinții, ei nu reușesc să găsească un echilibru între stilul lor hiperautoritar și hiperprotectiv. Și copilul devine ambivalent, nu mai înțelege ce se întâmplă. Nu se poate supune regulilor drastice pe care le au părinții. Până la acea vârstă te-ai supus. Da, nici nu ți-ai dat seama, de fapt. A trecut timpul, nici nu ți-ai dat seama. Și dintr-o dată, în adolescență, ai impresia că ești limitat. Te simți îngrădit, te simți neînțeles de către părinți. Și neînțeles de toată lumea, de altfel. Dar cel mai mult te deranjează această relație deficitară pe care o ai cu părinții în acea perioadă. Pentru că tu, ca și adolescent, de fapt vrei să construiești cu ei o relație de comunicare de la egal la egal. Nu vrei să mai fii copilul care ai fost până atunci, care s-a supus, care a fost obedient și atât. Nu. Acum, îți păstrezi obediența, dar vrei să fii ascultat, vrei să poți să iei decizii, ai dreptul și îți dorești de altfel să fii acceptat așa cum ești în momentele acelea. Și cum spuneam puțin mai devreme, vrei să construiești o relație cu ei ca de la egal la egal, nu de la educat la educator. Asta încearcă adolescentul și asta le scapă părinților. De fapt, au senzația că copilul nu mai comunică cu ei, copilul este răzvrătit, copilul a devenit un om conformist, nu mă mai înțeleg cu el, nu știu ce să-i mai fac. Ei, spun părinții, nu este chiar atât de complicat dacă suntem puțini atenți la nevoile lui și îl lăsăm să crească. Nu mai este copil, nu mai este, este deja adolescent, se pregătește să devină adult, că asta înseamnă de fapt. Adolescența este etapa premergătoare adultului. Deci problema e și la părinți. Jumătate. Problema este de ambele părți. Jumătate, jumătate. Exact. Adolescentul nu știe cum să se exprime și cum să spună, de fapt, de ce se comportă așa și ce nevoie are, nu înțelege, nu și înțelege pentru că are trăiri noi pentru perioada respectivă. Foarte multe situații și lucruri și ce se întâmplă cu el sunt noi. Nu știe să și le exprime, cu atât mai mult cu cât părinții vin și îl trag la răspundere și îl ceartă și au senzația și spun tot timpul că tu nu ne mai asculți, tu nu mai știi ce este de capul tău sau ce vrei să faci. Cu atât mai mult cu cât ei vin cu un asemenea comportament,
pe adolescent îl îndepărtează de familie. Îl îndepărtează, ceea ce nu este ok pentru adolescent, pentru că el este în căutare și, repet, el vrea de fapt să construiască o relație ca de la egal la egal. El asta își dorește, este vârsta care asta cere. Deci de aici se rupe și relația pe care adolescenții o au cu familiile. Este o cauză și un factor destul de important. Alte cauze care ar mai fi? În buna desfășurare și dezvoltare până la urmă adolescentului. Pentru care vin la psiholog? Alte cauze sau... pentru care legătura cu familia se rupe? Sau ai văzut? Spuneai și tu mai devreme. Sunt înțeleși până într-un anumit punct, până în momentul în care vor să se impună, până în momentul în care văd că nu mai sunt înțeleși. Da. Afectiv, din punct de vedere afectiv. Părinții... Nu mai oferă aceeași iubire, aceeași dragoste sufletească, aceeași căldură. Dacă au oferit-o din primii ani de viață, o vor oferi în continuare. Dacă nu, nu. E posibil ca Dar niciodată. Dar nu se poate schimba așa treptat. Părintele... Uite, de exemplu, adolescenții sunt foarte enervați de faptul că părinților îi stresează cu ghilimele de rigoare, cu telefoane. Ce faci? Ai ajuns în oraș? Unde ești? Cu cine ești? Ce faci? Unde ești? Cu cine ești? De ce ești? Și așa mai departe. Când ajungi acasă, e un factor care strică așa relațiile. Faptul că ei sunt hiperprotectori, asta înseamnă. Denotă din acest comportament, nu e un lucru negativ. Însă, trebuie să țină cont de ceea ce își dorește și adolescentul, de nevoile lui. Ok, poți să te exprimi altfel, pentru că până la urmă mai contează și cum spunem ceea ce spunem. Poate că dacă îl suni de 10 ori pe zi, dar de fiecare dată nu îl întreb ce faci, unde ești și de ce n-ai venit sau cum ai venit, dar, nu știu, îi spui, uite, voiam să spun că, nu știu, te iubesc sau voiam să mă asigur că ești bine sau voiam să văd, să te aud pur și simplu. Dacă contează și cum spunem și ceea ce transmitem, de fapt, modalitatea în care comunicăm. Comunicare e foarte importantă și, de fapt, de aici se rupe relația cu părinții. Și relațiile, în general, se rup de la o comunicare deficitară, pentru că nu știm cum să spunem lucrurile. Unde se refugiază adolescenții atunci când apar problemele? Problemele lor, adolescentine. Atunci când apar problemele, acolo unde se simt acceptați. Acolo unde... Deci ne putem raporta tot la anturaj, la grupuri de prieteni, da, la... da. Mai puțin la familie sau la bunici. Nu? Dacă ei au avut o atitudine destul de ostilă, sau mai bine spus, el se simte neînțeles, că de fapt asta contează, că atitudinea poate să fie prietenoasă și totuși el să nu se simtă înțeles. Trebuie văzut exact tipul de conflict care a apărut între ei. Și atunci... El caută să se refugieze, mă gândesc, în zona opusă a ceea ce se întâmplă de fapt. Acolo, zona opusă, el fuge de cei care nu-l înțeleg. Dacă părinții sunt autoritari în continuare și nu răspund nevoilor pe care el le are, el nu mai comunică, de fapt, el vorbește fără a spune nimic. Vorbește exact cum ai dat exemplu mai devreme. Te întreabă ce ai făcut aseară. Nimic. Ai dormit? Da. Îți place? Nu. Asta nu înseamnă că a comunicat. Doar a vorbit. Dar nu există comunicare acolo. Și atunci el se va afilia mediilor în care se simte înțeles. Și este acceptat așa cum este el. Da. Poate fi un lucru bun, poate fi și un lucru nu. Asta depinde de asta, anturaj. Asta depinde de anturaj și de valorile cu care a plecat de acasă. E foarte important. Însă, în această perioadă a vieții, ei sunt pe un teren destul de sensibil și oricând pot pica dintr-o parte în cealaltă. Dintr-un mediu, un grup cu valori demne de urmat, într-un grup care au valori mai puțin plăcute. Nu știu, ai avut pacienți, de exemplu, adolescenți care au venit de tine să spună că au probleme în dragoste sau că sunt dărâmați pe plan sentimental? Da. Este perioada în care ei, de fapt, își găsesc identificarea. Ei știu, de fapt, ce înseamnă să fii femeie și să fii bărbat. Acum înțeleg și fac aceste diferențe și descoperă relațiile romantice.
încep relațiile sexuale. Da. De la vârste tot mai fragede. De la vârste tot mai fragede, mergem pe adolescență, este tema de astăzi și rămânem la adolescență. Da. Și, într-adevăr... De ce apar problemele astea sentimentale, emoționale și așa mai departe? Emoționale? Factorii sunt multipli. Nu putem... Sunt odată factorii endogeni care țin de structura lui internă, de felul lui de a percepe lucrurile, de lucrurile care au valoare pentru el și lucrurile care nu au valoare pentru el, dacă este o fire mai optimistă sau mai pesimistă. Iarăși, odată, deci țin odată de structura lui, de felul lui de a fi și de cum face față situațiilor și pe urmă sunt factorii externi, cei care exogeni. Cum răspunde factorilor din jur. Uite, vreau să te întreb ceva și să-mi dai un răspuns, o părere personală. Cum vezi tu o relație a unui adolescent sau a unei adolescente de, nu știu, de un an, doi de zile? De un an, doi de zile? Grea întrebare. Genul ăsta de relații. Sunt normale pentru vârsta asta? Bine, hai, spunem din punct de vedere al psihologului. O secundă, din punct de vedere al psihologului. Normal, până la urmă, este... ceea ce mie nu-mi creează disfuncții. Dacă eu funcționez în condiții normale și la capacitate maximă, să spun așa, adică sunt foarte bun la școală, acasă am o relație extraordinară cu părinții, am prieteni, am un echilibru interior, sunt mulțumit de cine sunt și ceea ce sunt, nu înseamnă că relația aceea îmi face bine. Nu există șabloane. Și nu există tipare standard. Nu există o vârstă de la care să ai o relație de lungă durată sau nu. Fiecare când se consideră pregătit. Ori pregătirea aceasta nu vine la pachet cu nimic, să spun așa. Problema e că foarte mulți nu știu când sunt pregătiți, pentru că vine relația lungă de un an, doi asta... și apoi la 16-17 ani, habar n-am, te trezești că respectiva pune punct relație, iar palatul tău s-a dărâmat. Pentru asta suntem noi specialiștii. Pentru asta suntem noi și intervenim în situațiile de criză. Dacă nu știu când sau dacă nu se simt pregătiți, pot consulta un specialist, pot merge la un specialist să vadă, ok, ce înseamnă de fapt o relație. Poate nu cunosc implicațiile unei relații. Se antrenează mai mult, dacă vrei, acum la vârsta asta. E așa, cataloghează faptul că ai o relație, că te antrenezi. Da. Antrenamentul ăsta e dur, nu? Acest antrenament, dacă așa l-au denumit și ei așa îl consideră ca fiind un antrenament, să sperăm că va avea și efecte, atât de fapt, efectele pozitive vor fi mai multe decât cele negative. Deci vin adolescenții la psiholog cu astfel de probleme? Vin cu tot felul de probleme și în general oamenii au început să fie mai deschiși. Nu mai există acea reticență care era acum mulți ani de nu merg la psiholog pentru că sunt nebun. Era această etichetă, însă treptat oamenii au renunțat la prejudecăți, au început să se uite către interiorul lor, să vadă de fapt că totuși parcă nu există un echilibru acolo și ceva nu este în regulă și atunci vin și cer ajutorul, ceea ce e foarte important. Iar dacă o facem din adolescență, cu atât mai bine, pentru că evităm să ne producem anumite răni, suferințe în adolescență care poate ne vor urma pe tot parcursul vieții. Și vorbesc de răni interioare care nu se văd, rănile sufletului. Aș vrea să te întreb despre imaginea pe care ar putea o avea un adolescent perfect, din toate punctele de vedere. Imaginea există? Perfectă. Există, da. Cum ar trebui să fie adolescentul perfect pentru mama, pentru tata, pentru bunicul, pentru sora, pentru grupul din care face parte, pentru profesor, pentru colegi, pentru societate? Pentru societate, exact. Acum, ce este de fapt perfecțiunea? Există? Ce înseamnă a fi perfect până la urmă? Există, da? Perfecțiunea? Depinde de fiecare. Cum înțelege și ce vede. Ce corect, pentru că pentru mine, poate, nu știu, a fi un copil perfect înseamnă să ai curajul, să-ți urmezi calitățile. Da? Ai un talent.
Nu este o regulă. Nu este o regulă. Într-adevăr, când ai, o stimă, când ai o stimă de sine ridicată, studiile spun că ești mai perseverent, ai o atitudine pozitivă și ai mai multe reușite în viață. Așa spun, spun studiile și țin să certific acest lucru. Dar nu este o regulă. Și revenind acum la, ce? La adolescentul perfect. La adolescentul perfect. Aici, pentru că nu avem toți aceiași părinți, același context socio-educațional, același context educativ, întotdeauna ce îți face ție plăcere și ce este bine pentru tine, nu este bine și pentru mine. Asta e o chestie. Sau e posibil umană, să nu fie bine și pentru mine. Și atunci acest, acest model sau acest standard al perfecționismului pe care toți, după care toți tânjim, de fapt, e o chestie în mintea noastră, în mintea fiecăruia. Da. Complicații adolescenții, secolul 21, ar mai fi multe de vorbit. Omul în genere este, n-aș spune complicat, complex, aș spune. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit să vorbim despre adolescenții. A fost și o lecție de psihologie, o lecție de, nu știu... Eu mă bucur. Care fiecare a avut ceva de învățat. Eu mă bucur pentru că m-ai invitat. Mă bucur că sunt la tine în emisiune și că am reușit să transmit un mesaj adolescenților și atât părinților de altfel, pentru că este o perioadă în care, dacă nu vor face echipă, va fi dificil pentru, și pentru unii și pentru ceilalți să meargă ceva înainte. În relația pe care adolescenții o au cu părinții? Sigur că mai da. Mai ales că, uite, suntem în secolul vitezei și totul se schimbă, totul e schimbător de la o zi la alta. Sigur că da. Se poate schimba această relație conflictuală, i-aș spune, pentru că ei ajung în acest punct critic din cauza unei comunicări deficitare. Pentru că părinții vor în continuare adolescentul să fie același copil pe care îl știu ei. Să nu comenteze, să nu își spună punctul de vedere, să nu ia decizii, asta e foarte important. Să nu își petreacă atât de mult timp în oglindă, să nu aibă preferințe, vreau să ies cu prietenii. Ei nu acceptă, le este greu să accepte aceste lucruri, de fapt. Și printr-o comunicare printre cei doi, ok, adolescentul să spună, să facă un efort, că ei de multe ori nu știu să se, nu-și găsesc cuvintele să spună, sau pentru că este o perioadă atât de dificilă pentru ei, se simt inhibați, le este jenă să vorbească, să se exprime, uneori poate și din cauza atitudinii pe care o au părinții, prin felul lor de a fi, le creează inhibiții. Și copiii nu vorbesc, nu povestesc. Ei își doresc, de fapt, să vorbească, să aibă o persoană de încredere, un confident, numai că nu reușesc cu părinții din cauza atitudinii pe care acestora o au. Dar se poate schimba dacă părintele, pe lângă autoritatea pe care o are, până la urmă, o doză de autoritate face bine și este necesară pentru a fi în spatele adolescentului. Pentru că, de fapt, asta înseamnă ca părinte. Să fii lângă el. Să nu-l condiționezi, dar să fii acolo. Asta îi dă lui un sentiment de siguranță și merge altfel mai departe. Altfel ia deciziile în viață și altfel se își canalizează drumul în viață. Și lucrurile se corectează printr-o bună comunicare, printr-o o afecțiune, da? Dacă am fost autoritar tot timpul, dar n-am fost afectiv cu copilul, ei, dacă îi arăt și afecțiune, eu pe el oarecum îl condiționez și îl determin să facă ceea ce eu îi cer. Dar dacă sunt doar autoritar, eu îl sperii, pe când dacă sunt și afectiv cu el, nu îl sperii. Pentru că noi, de fapt, trăim într-o lume a emoțiilor. Da, emisiunea de astăzi ar trebui să fie și pentru adolescenți și pentru părinți, deopotrivă. Deopotrivă, pentru că nu... E totuși o perioadă critică și au nevoie de părinți. Da. Crezi că vor veni adolescenți mai buni în generațiile următoare? Adolescenți mai buni și ne doarcem la adolescentul perfect.
mai cu minți. Repet, ceea ce nu-ți creează disfuncții și resentimente, frustrări, nu ai nicio problemă cu felul tău de a fi și cu mediul care te înconjoară. Nu putem vorbi de adolescenți mai buni. Generațiile se schimbă și tot timpul se vor schimba și societatea și totul este într-o continuă schimbare. Dar aminte mentalitatea, că până la urmă vorbim de mentalitate, mentalitatea lor. Tehnologia este alta. Până la urmă, cred că e vorba de o adaptare a noastră, a celor care nu mai suntem adolescenți. Da. Adaptare la momentele sau la perioada în care se... Exact, perioada în care trăim. Pentru că diferă. Așa cum la o mână cinci degete nu seamănă unul cu celălalt, nici așa și cu generațiile. Și cu oamenii, fiecare este unic și valoros în felul său. Da. Nu trebuie să fim toți buni la matematică. Fiecare are un talent al lui și dacă ne focusăm pe el și îi valorizăm acel talent pe care îl are, el se va simți important. Da. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Nu vreau să închei până nu transmit un mesaj, pentru că se apropie două sărbători importante pentru noi. Se apropie Sfântul Andrei, Halloween-ul românesc. Pentru că făceam înainte o ediție legată de acest lucru. Le urăm la mulți ani și la mulți ani tuturor românilor, la mulți ani Mihaela, pentru că sunt româncă. Ești româncă și trebuia să punctăm și lucrul acesta. Mulțumesc, Sebi. Eu vreau să spun că am făcut emisiunea, mâine va intra pe post emisiunea mea și am vorbit despre implicațiile psihosociale ale diagnosticului de HIV-SIDA, pentru că odată cu Ziua Națională a României este și Ziua Mondială de Combatere a SIDA. Foarte important lucru, asta nu știam. Merită urmărit emisiunea ta de la ora 17. Da, sâmbătă de la ora 17. Așa că ne revedem acolo, dragi telespectatori. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru că ai fost astăzi alături de noi. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut și un mini concediu pe măsură, să profitați de el și să vă odihniți. Toate cele bune pe sâmbăta viitoare. La revedere!